seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Așa cum ne spune și genericul, avem Cristina Boncea, un nume pe piața literară, am spus noi în această seară. Invitata noastră se numește Cristina Boncea și spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit! Aș vrea să spun că e o ediție specială din mai multe puncte de vedere. Gândiți-vă că o tânără la 18 ani, elevă în clasa 12-a, la un liceu din București, de Gorjeancă, născută la Târgu Jiu, a publicat o carte, coordonează niște site-uri de internet foarte bune și mai face și multe alte lucruri pe care o să le vedeți, o să le auziți în această seară. Nu o să-i dau cuvântul, înainte de a citi o scurtă prezentare făcută de editura care a scos prima sa carte, apărută anul trecut, se spune așa, și de aici o să începem și discuția noastră. Cristina Boncea s-a născut pe 1 ianuarie 98. Este o persoană încăpățânată care nu vrea decât să scrie, aceasta fiind singurul lucru la care nu a dat-o în bară niciodată, sau cel puțin nu așa de tare încât să renunțe. Locuiește în București, îi plac pisicile și orice ține de viața de noapte. Romanul de debut este cea mai mare realizare de până acum și se bucură de fiecare dată, de fiecare clipă în care își amintește că a reușit. Cărțile sunt obiectele pe care le prețuiește cel mai tare și nu ar putea trăi prea mult fără a citi. Motoul după care se ghidează în viață este: muncește așa de tare încât idolii tăi să-ți devină rivali. Îi place ceaiul negru. Și mă întorc chiar la această primă sintagmă pe care, de fapt, e întoarsă cumva. Există, să spunem așa, e cunoscută, dar ai întors-o într-un fel extrem de interesant. Muncește așa de tare încât idolii tăi să-ți devină rivali. Da, această sintagmă este oarecum preluată din viața mea, este un exemplu, pentru că eu am scris această carte cu ajutorul unei alte autoare de care mi-a plăcut foarte mult de la această editură și nu credeam, înainte de a scrie cartea, că voi avea eu vreodată ocazia măcar să o cunosc pe autoare, dar uite că am reușit și să o cunosc și să ne împrietenim și să fim oarecum în competitivitate la aceeași editură. Pare să fie o deviză a generației actuale care nu mai are idol sau, dacă i-are, încearcă, e dorința de a egala, de a depăși pe cel care te-a inspirat la un anumit moment. Păi da, consider că acesta este un exemplu de evoluție până la urmă, că asta trebuie să și facem, fiecare generație să aducă ceva nou, să fim din ce în ce mai buni. Bun, cum e să fii la 18 ani autorul unui roman și unul de succes, după câte am văzut pe site-urile de internet? Păi, în primul rând, acesta a fost visul meu de când eram mică și am reușit să-mi împlinesc visul. Bineînțeles că e un sentiment extraordinar, însă nu vreau să mă opresc aici, vreau să continui, să scriu, să am din ce în ce mai mult succes. Noi îți dorim din plin acest lucru și debutul a fost destul de interesant și bănuiesc că dă multe speranțe pentru viitor. Acum să le explicăm telespectatorilor de ce Cristina Boncea la Școala Gorjeană. Este un reprezentant al Școlii Gorjene, chiar dacă acum este pe alte meleaguri, s-a format aici, a plecat în clasa 8-a la București, acum este în clasa 12-a, foarte curând, la jumătatea anului, bate la porțile bacalaureatului sau invers și, bineînțeles, după aceea vei alege o carieră. În ce domeniu vrei să te specializezi? Vreau să dau la Facultatea de Limbi Străine. Cei care vor parcurge această carte, pe care o și arătăm cu această ocazie telespectatorilor, cum se citește în engleză? Octopussy. Deci exact cum se scrie. Da. Cei care vor găsi această carte și deocamdată am înțeles că la Târgu Jiu n-o găsim în librării. Din păcate nu. Cu siguranță o să, deci cei care merg în orașele mari o găsesc, editura aceasta e deja destul de cunoscută și a publicat romane importante din ce. Așa cum se citește, nu are o traducere, eu încerc să lămuresc și colegii din studio acum, deci din regie. Nu, Octopussy nu se traduce, dacă o luăm așa ar fi... Cum spuneam, o caracatiță. Este un cuvânt dezvoltat de la caracatiță. De la caracatiță, de cea copertă. Care apare și pe
pe copertă. Și cei care citesc cartea o să înțeleagă mai bine despre ce este vorba. O lăsăm cu suspans până, deși o să revenim asupra acestui subiect. Cum spuneam, în clasa 8-a te-ai hotărât să pleci la București, da. Și alegerea a fost, am spune noi, inspirată, pentru că ai făcut multe de când ai ajuns în capitală. Hai să începem cu ce faci tu, ce ai făcut tu până la această carte, pentru că din momentul când ai publicat cartea erai deja un nume cunoscut, cel puțin printre iubitorii de literatură, da. La nivel de internet, de online. Păi, pasiunea mea pentru cărți a existat dintotdeauna și începând cu vârsta de 13 ani am decis să-mi fac un blog unde scriam despre cărțile pe care le citeam eu, făceam recomandări altor oameni și așa mai departe. Eram inspirată de alți oameni care la rândul lor scriau despre cărți și aveau bloguri și consider eu că am avut o evoluție frumoasă pentru că din acel blog s-a construit un altul pe care îl am și în prezent și în continuare scriu despre cărți. Chiar spune-le telespectatorilor cum pot să găsească acest blog, adresa lui. Blogul este cristinaboncea.com. Da, deci de la nume plus rețeaua WordPress probabil că da. E specific. Apropo de ce cărți citeai la vremea, la 13 ani? La 13 ani, bineînțeles, citeam ce citeau și ceilalți copii, cărți despre vampiri, cărți fantasy cu tot felul de subiecte mai superficiale. Da, cei care parcurg romanul și cam dau seama că ai o anumită experiență și în domeniul acesta, adică se vede că e parcursă cumva o anumită literatură de acest gen. Bine, pe o literatură anglosaxonă, în general, din ce-mi dau seama ca idee. Dar, apropo de cărțile prezentate, cum se face o prezentare de carte pe acest site pe care îl ai? Sau cum se face ea cu susținerea YouTube-ului? Pentru că am găsit, ești chiar un nume consacrat în acest domeniu. Păi, nu sunt o profesionistă, nu sunt critic literar, eu pur și simplu citesc o carte, le arăt oamenilor și le spun părerea mea după ce am citit-o și se pare că aceasta este relevantă pentru că mulți decid să cumpere acele cărți după ce vorbesc eu despre ele. Aici e problema asta și vreau să remarc că chiar dacă nu ești critic literar, faptul că cei care citesc cronica ta se hotărăsc să cumpere o carte înseamnă că cred în ceea ce spui și găsesc acest lucru, că atunci a doua oară n-ar mai face-o. Da. Așa cum este. Faci asta? Sunt sinceră, în primul rând, cred că ăsta e secretul și nu încerc să ascund dacă nu mi-a plăcut o carte, le dau oamenilor motivele pentru care mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut și cred că acest lucru atrage cel mai tare, sinceritatea. Nu întâmplător am pornit de aici pentru că faci parte dintr-o generație sau din generațiile acestea din ultimii ani în care nu prea stau bine cu cititul, în sensul că e o corvoadă, dacă, ca să spunem așa. Cum se face că ți-e place să citești și încă foarte mult, ba din contră, inspiri și pe alții? Păi eu de când eram mică cu asta m-am ocupat, nu prea eram genul să stau în fața blocului și să, nu știu, să pierd timpul. Mi-a plăcut să fac ceva util cu timpul meu. Cât despre alți copii, la fel, în grupul meu de prieteni sau colegii mei, lor le place să citească, nu știu, despre alți copii, dar presupun că asta nu este doar vina lor, pur și simplu e felul în care s-au format și poate este și vina părinților, poate este și vina sistemului de învățământ care ne obligă să citim cărți scrise cu foarte mult timp în urmă, în loc să promoveze cărțile contemporane. Acum vreau să spun un lucru, să nu creadă telespectatorii că dintr-o dată Cristina este exponentul unei sau reprezentantul unei generații care chiar citesc foarte mult și nu știm noi asta. Nu, ea este totuși într-o clasă de filologie. Există o diferență între ramura umanistă și cea reală. Bine, un liceu foarte bun din București, îi putem da și numele, nu? Da. Ile Caragiale, e vorba. Ce vreau să spun cu asta? Deci, fiind un liceu bun, un profil bun, e normal ca cei din anturajul tău să citească mult mai mult decât media. Dar înseamnă că, totuși, sunt tineri de citesc în continuare. Da. Bun. Apropo de carte, o să intrăm puțin și în acțiunea cărții, sau zicem așa, între personaje, dar
mi-a atras atenția o prezentare a editorului. O să o citesc și pe aceasta, pentru că aș vrea să accentuăm pe ea, mai ales că și Bucureștiul, dar și Târgu Jiu, chiar am ajuns în ultimii ani sau în ultima perioadă foarte des pe televiziunile naționale cu Târgu Jiu, cu consumul de droguri și alte lucruri. Apropo că tot vorbeam acum de în aceste zile de interzicerea fumatului în locurile publice și spunea cineva, unul din tinerii care îmi scria un comentariu la o tânăr bănuiesc după, nu știam dacă e tânăr sau nu, dar printr-un SMS, că deja tinerii au trecut la un alt nivel, așa că țigările deja sunt nimic. Bine, era un haz de năcaz. Se spune așa: citind această carte, ești obligat să lași deoparte toate clișeele pe care le-ai auzit despre tinerii de azi. Sex, droguri, alcool, nopți în cluburi, haine de fițe. Sunt acestea niște preocupări ale tinerii generații? Deci sex, droguri, alcool, nopți în cluburi, haine de fițe? Bineînțeles că la modul general se poate spune că acestea fac parte dintre preocupările tinerilor, însă ce vrea de fapt să spun, ce vreau eu să spun cu această carte este că pe lângă aceste lucruri există alte activități desfășurate de tineri. De fapt, nu pe lângă aceste lucruri, mai degrabă contrar a ceea ce pare a fi. Da, deci până la urmă, într-adevăr, sunt tineri care fac toate aceste lucruri. Sunt alții care nu le fac, sunt alții care le privesc, că, și aici, de fapt, cred că se încadrează și cartea, sunt niște trăiri ale personajelor. Da. În raport cu ce se întâmplă, da, în, exact, în preajma lor. Cam asta ar fi esența. Da. Acum privind la colegii din clasă sau colegii de școală sau efectiv tinerii pe care îi întâlnești în diverse spații publice, cum vezi tu, cu ochii de scriitor acum, tânăra generație sau colegii tăi de generație? Mie mereu mi-a plăcut să observ lucruri mai degrabă decât să iau parte la diverse acțiuni. Pot spune că da, multe lucruri pe care le-am scris în carte se regăsesc în viața reală, că este cruda realitate până la urmă. Însă, din nou, nu e ok să spunem că toți tinerii fac aceste lucruri. Unii fac lucrurile astea, dar fac și alte chestii, gen se ocupă de viitorul lor, alții se lasă trași în această capcană și se pierd foarte ușor. Iar această pierdere în droguri, în băutură, chestii, alcool, aceste lucruri se întâmplă sau sunt probleme universale, nu sunt problemele numai tinerilor din România. Da, da, bineînțeles. Asta se întâmplă cam peste tot din nefericire. Da. Și sunt scriitori, sunt chiar regizori, apropo că apar, aceste teme apar deseori și în filme, deci problemele sunt destul de mari. Acum ar fi de văzut cum poate să schimbe ceva o carte ca asta sau ca altele. Păi, în primul rând, deși cartea mea vorbește despre aceste subiecte, eu nu încurajez oamenii să facă aceste lucruri, ci din contră le arăt urmările acestor fapte, pentru că nu pot spune că are un final fericit cartea, mă rog, veți afla dacă veți citi, cum poate schimba. În primul rând, atrage atenția și dacă îi prezinți unui om ceva din punct de vedere obiectiv, s-ar putea să-și pună întrebarea dacă și el se încadrează în acea categorie, dacă și el își pierde viața, își pierde timpul făcând astfel de lucruri. Cred că acesta este felul prin care poate schimba ceva. Apropo de diferența de generații, în general, în ultimii ani, apropo și de presa scrisă, chiar și audio-video, se vinde foarte mult în România negativul, ororile se vând foarte bine în general, inclusiv în literatură se vinde acest lucru foarte bine. Nu se prea caută pozitivul, nu se mai caută personajele acelea care nu sunt reale. Tocmai. Pentru că aici e problema. Și personajele pe care le ai în această carte sunt destul de reale, adică parcă sunt rupte din viață, cel puțin. Asta e senzația unuia care citește în fugă, e adevărat, această carte. Păi asta am și vrut, să scriu o carte cât mai realistă, pentru că nu văd niciun rost în a încerca să înfrumusețăm realitatea din jurul nostru, să
să scriem despre personaje și întâmplări care nu au legătură cu realitatea. Mie asta mi se pare cel mai frumos. Ce mai ați întrebat? Era vorba de dacă întâlnim aceste personaje în viața de zi cu zi și le întâlnim cu prisosință. Da, desigur. Mă gândeam acum în anii 70, când Eugen Barbu publica celebra Groapa, romanul său care șochează acea groapa de gunoi și cu toate celelalte, era foarte bine, eram și într-un alt tip de regim politic, era făcut praf efectiv în diverse publicații ale vremii, dar acele critici s-au dus, cartea a rămas în istoria literaturii. Acum, apropo de chestia, chiar dacă păstrăm comparațiile că ești abia la prima carte, acest tip de person, deci limbaj puțin, care șochează poate pe un, să zicem, dacă citește un tânăr de 20 de ani această carte, cu siguranță va fi atras de absolut totul. Dacă citește un om la 60 de ani sau format într-o altă epocă, poate va fi șocat de, cel puțin de duritatea limbajului pe anumite porțiuni. Și unul și altul însă vor aprecia cu siguranță romanul în sine și personajele în general. Acum aș vrea să mai întreb apropo de... Hai să prezentăm pe scurt acțiunea acestei cărți. De fapt, vreau să vă spun că acțiunea sau desfășurarea romanului este doar un pretext pentru alte lucruri, pentru acea introspecție de care vorbeam mai devreme. Păi, romanul gravitează în jurul unei familii de 4 membri. Cele două fete gemene sunt la vârsta de 13-14 ani, sunt încă în școala generală, se prezintă câteva momente din viețile lor, care, bineînțeles, se leagă de alți tineri și de preocupările acestora. Și Octopus este numele unei boli mentale de care această familie se presupune că ar suferi și, până la urmă, întrebarea este pusă cititorului dacă, într-adevăr, acești membri ai familiei sunt bolnavi sau dacă există măcar această boală și ce urmări are ea, ce diferențe sunt dintre oamenii bolnavi și cei normali și ce este, până la urmă, normalitatea. Da, aici această întrebare care se degajă din acest roman, cu siguranță, sau ar trebui să fie lămurit cel puțin parțial într-un volum 2 sau o continuare care, din câte am înțeles, este pe drum. Da. Dar nu, deci nu vreau să ne dezvăluim până atunci, poate se întâlnesc mai mulți cititori cu acest prim volum, ca să fie și mai interesați, să spunem așa, de volumul 2. Pentru generațiile actuale este totuși foarte interesant ca cineva numai să citească, cum spuneam mai devreme, dar să și scrie și să o facă cu succes. Primul roman al tău este într-adevăr, este un succes, am văzut și cronicile și nu numai, din momentul când îl iei în mână, nu-l prea lași până nu-l termini. Ceea ce este important în această societate, în momentul când foarte multe lucruri îți atrag atenția și nu prea ai timp să revii sau să te familiarizezi cu un subiect, treci prin alte să te întorci. Deci un roman care, într-adevăr, se citește în acest stil. Ai avut colegi care să parcurgă romanul acesta pe nerăsuflate? Da. Ți-au pus întrebări? Nu știu, toată lumea care a citit cartea a spus că se parcurge foarte repede, că îi ține în suspans și că au citit-o să afle finalul. Întrebări nu am primit foarte multe de la apropiați, mai mult de la fani de pe internet și, în fine... Care au fost cele mai dese întrebări apropo de pe internet? Cel mai des am fost întrebată de unde mi-a venit inspirația pentru carte, cât mi-a luat să o scriu. Cartea are la un moment dat momente în care pare cinematografică. Adică parcă vezi un film. Citești, dar parcă vezi un film. E corectă impresia mea? Eu cred că da, dar bineînțeles nu este prezentată strict realitatea în carte. Este totuși o carte de ficțiune până la urmă, deci eu mă bucur dacă a lăsat această impresie.
Asta a fost impresia. Continuăm discuția asta, o să ne întoarcem la carte. Însă aș vrea să vorbim de preocupările tinerilor din ziua de astăzi. Iată, vorbim de o elevă de clasa 12-a. Și aș vrea să faci pentru că tu ai avut schimbarea acum 4 ani, ai parcurs 7-8 ani în învățământul din Gorj, ai ajuns la București, iată, deja de 4 ani ai făcut practic liceul acolo. Care ar fi principalele diferențe, care ar fi principalele, să spunem așa, apropieri, pentru că suntem într-un sistem de învățământ de stat centralizat până la urmă. Da. Păi, diferențele le-am observat cel mai tare la profesori. Cât timp am fost aici la școală, într-adevăr am avut și câțiva profesori buni, dar la liceu se vede totuși un alt mod de predare. Mi se pare că nu doar că sunt mai implicați, ci au și materialele și cunoștințele necesare pentru a preda generației mele și că mentalitatea lor a fost înnoită, ca să spun așa. Pe când aici... Cum vede un tânăr de 18 ani, o tânără de 18 ani, acest subiect la modă în ultimile zile, foarte dezbătut, situația de la Tudor Vianu, în care se presupune că un profesor ar fi obligat un elev ca acesta să îngenuncheze ca să ia o medie mai bună. Ți se pare reală o asemenea situație? Cum o vezi? Deci eu nu spun dacă așa a fost sau nu, însă dacă... Da, mi se pare real. Adică mi se pare că e ceva ce se poate întâmpla la noi în sistem, pentru că umilința este la ordinea zilei în toate sistemele, adică poate fi întâlnită și la locul de muncă, nu doar la școală. Din păcate. În carte, apropo de persoanele, de scrierile pe care le lași la un moment dat ca și autor, unul din personaje vedea învățământul de la București, să zicem, în urmă cu un an, doi, dar e valabil și astăzi, probabil. La școală, treburile erau în regulă pentru o școală de stat. Pauzele durau destul de mult, orele treceau repede, profesorii erau ok. Da, aceasta, oricum, este viziunea unei persoane care nu e foarte interesată de școală și nu se implică ca să aibă niște rezultate sau ceva anume. Dar... totuși, și pentru un elev interesat, este destul de greu să primească realizările așteptate de la școală. Apropo de pauzele acelea destul de dese, se spunea pe vremea pauzele lungi și dese, cheia marilor succese, apropo de ce se spunea înainte de 89. E totuși învățământul de stat atins de chestia asta, nu neapărat de neseriozitate, dar... lucrurile sunt mai legere, așa, nu decât într-un învățământ privat sau ceva de acest gen? Păi, sau o diferență între școlile bune și școlile mai puțin bune? Învățământul privat îl cunosc doar din filme și așa mai departe, și alea din alte țări, adică nu din România, nu pot să-mi dau cu părerea, dar în orice caz cred că ar putea fi îmbunătățit sistemul. Cel de stat, da. Cel pe care îl avem noi. Da. Da, foarte interesant acest lucru. Acum, în momentul când ai plecat de la Târgu Jiu, ce ți-ai dorit să găsești în învățământul de acolo și dacă ai găsit acest lucru? Da, deci în primul rând am găsit profesorii de care aveam nevoie, cei care să înțeleagă un elev, să îl ajute, să vadă cine are înclinații spre o anumită materie și să îl susțină. Chestia asta am găsit-o. Pe de altă parte, am găsit și o conducere cu adevărat interesată de nu atât de studiu, ci cât să creeze activități extrașcolare pentru elevi care să îi facă să aprecieze școala ca instituție. Interesant. Apropo de, să spunem, materiile la care excelează un elev, ce-ți place ție să faci la școală? Ce materii te atrag? Pe lângă literatură, clar, pe lângă limba. Da. Dintotdeauna m-am descurcat și mi-a plăcut cel mai mult limbile străine. Sunt la un profil bilingv germană, deci germana este una dintre materiile mele preferate, și filozofia. Da, interesant de citit. Era clar, filologie se leagă și cu... Apropo, nu ești din generațiile, să zicem așa, din elevii care...
merg să facă filologie și apoi, și apoi dau la medicină sau ceva de acest gen. Există din nefericire, nu s-a orientat bine la început și trebuie să parcurgă și aceste curriculum așa cum, cum sunt. Spuneai de ce, că ai găsit în învățământul din, din București ce ți-ai dorit. Da. Și asta, asta e mare lucru. Dar dacă ar fi, acum și să zicem, tu te văd pe tine exponentul unei generații, ce-ai schimba? Ori aici, ori chiar și la București, ce-ai schimba în învățământ? Ne-ai spus ceva la un moment dat, poate mai multă seriozitate. Mai trebuie și altceva? În primul rând, eu mereu am fost de părere că sunt prea multe materii la școală. Prea multe materii inutile. Copiii nu mai au timp să se concentreze pe ce îi interesează pe ei de fapt, pentru că trebuie să învețe pentru atâtea materii. În principiu asta, pentru că ne ocupă foarte mult timp. E o părere foarte interesantă. Suntem în plină dezbatere la nivelul Ministerului Educației privind acele trei variante de plan cadru, ce materii să se facă în gimnaziu, începând de, într-un orizont de 2, 3, 4, 4 ani. Și acolo se mai, nu se reduce semnificativ numărul de ore, rămân cam tot aceleași. În schimb, a mai venit o variantă făcută de câțiva din specialiștii de la minister care n-au fost de acord cu celelalte trei și în care se umblă la limbi străine, limba a doua, se reduce o oră, se renunță la ore de română, se renunță la latină, se renunță la istorie și, în schimb, se pune mult sport, mult muzică, desen. Păi, care mai rostul școlii atunci? Matematică, informatică, se reunește într-o singură disciplină. Cum ai vedea tu acum, apropo din perspectiva asta, că totuși nu, sunt multe materii? Nu, consider că limbile străine sunt de bază până la urmă. În orice ai vrea să faci pe viitor, nu poți să tai din orele alea. Tocmai orele de sport, de desen, religie, astea trebuie scoase, nu limbile străine. Varianta care e acum umblă totuși, amputează limbile străine. Apropo, ca întrebare, fiind filologie și având filologia, din câte știu, are 2 ore de istorie pe săptămână. Da. Cum vezi absența, dacă n-ar mai exista istorie? O vezi necesară la nu, clasă? Nu, istoria, da, este o materie necesară, pentru că, până la urmă, școala este locul unde avem oportunitatea să învățăm despre trecutul țării noastre, pentru că așa nu știu dacă stă cineva să își asculte părinții sau bunicii despre ce a fost înainte și este interesant. Important. Interesant, poate ministerul ar trebui să vă audă și pe voi. Iată, cineva de la... Bine, voi să zicem că deci la filologie sunteți cumva subiectivi, în sensul că dacă ați ales varianta asta, sunteți atrași de partea umanistă cu totul și cu celelalte discipline. Apropo de învățământ, asta mi-am și propus să discutăm în această seară, sunteți sau ești reprezentanta unei generații care are o problemă cu școala în general, în sensul că învățământul nu le mai dă acele finalități pe care le-a asigurat celor dinainte de 89. Înainte de 89 se terminau, erau licee care se, în momentul când finalizai liceul, te puteai regăsi pe piața muncii. Sau, da, în momentul când terminai o facultate, indiferent ce, aveai și angajarea asigurată. Din păcate, acum nu se mai întâmplă așa și foarte mulți tineri, chiar dacă au o facultate, unii au ajuns chiar și la 2 și masterate, tot nu-și găsesc locul pe piața muncii. Cum priviți voi, tinerii, această situație? În primul rând, ar trebui să se creeze mai multe locuri de muncă. Asta e o chestie care trebuie să vină de la stat. Chiar nu pot să înțeleg de ce o persoană care a terminat inclusiv o facultate nu poate să se angajeze pe domeniul respectiv. Păi, hai să-ți dau un exemplu de la Târgu Jiu. Se termină la singura universitate de stat, nu e problemă să-i dăm numele, Universitatea Constantin Brâncuș, și are o specializare la inginerie pe termocentrale electrice. Termocentralele respective nu se mai, deci abia mai funcționează cele care sunt și cu actualii salariați, nu se mai pune problema de angajare de foarte mult timp. Dar specializarea respectivă rămâne și are în continuare foarte mulți solicitanți. Nu înțeleg de unde atâția solicitanți, sincer, pentru... Nu știu, specializarea ar trebui să se scoată dacă nu poate oferi după aceea. Nici măcar unul nu se mai angajează, că n-are unde. Păi, nu s-au mai făcut angajări în eventual caz, concedieri în complexul energetic. În acest caz, specializarea e problema, ar trebui să... Dar nu și tinerii să se gândească, mă, ce fac mai târziu? Păi bineînțeles, bineînțeles.
Da, mă gândesc că dacă n-ar mai exista specializarea, măcar... N-ar avea unde să se ducă, da. Da, e o logică în asta, dar mă gândeam că ar trebui... Deci deja la vârsta voastră și tu ne spuneai, ești cumva orientat, adică știi, bă, ce vreau să fac după ce termin asta. Da, și asta este o problemă. Deci a merge, mă duc să fac o facultate, că văd eu după aia... A, nu, și asta, bineînțeles, am pornit deja de la ideea că un om care merge la facultate știe ce vrea să facă. După aceea. Din nefericire nu prea știa. Asta e, da? Și dădeam exemplu cu mersul la un liceu de un alt specific decât vrei să faci, să faci mai târziu. Și avem foarte multe exemple, chiar colegiile naționale mari de aici din Târgu Jiu, de la colegii pleacă cei mai mulți absolvenți de medicină din Gorj sau de celălalt. Da. Ori știm că specializările nu prea cadrează de multe ori, apropo de filologie, cu partea cu medicină sau altceva. Da? Suntem în România, suntem în... trebuie să, să trăim așa cum este situația. Vorbim de planuri de viitor și dacă am văzut că pe partea de carieră, adică vrei să faci facultate de limbi străine și apoi bănuiesc că te vezi într-o multinațională sau ceva de acest gen, sau? Nu, ca translator mai degrabă independent, să colaborez ori cu edituri să traduc cărți, ori, nu știu, pentru proiecte independente. Interesant. În sensul ăsta. Deci mergi pe o variantă de independență în viitor. Deci să ai compania ta, probabil, ca să facă acest lucru. Da. În domeniul, să zicem așa, scriitorului, în domeniul de literatură, ce vrei să faci? Să zicem, unde te vezi într-un orizont de 10 ani? Să public cât mai multe cărți, să am cât mai mult succes, să vând, să colaborez cu edituri mai mari, nu știu. Deci te vezi un scriitor de succes. Și acum avem două, să zicem așa, apropo de scriitorul, că am spus că ne întoarcem la scriitorul Cristina Boncea. Există o literatură, ca și filmele de artă, există și o literatură care, din punctul de vedere a criticii literare, este sublimă, dar nu prea citește nimeni, sau în orice caz nu citesc decât specialiștii. Există un alt tip de literatură care face bani, bestsellerurile, și care aduc de la Dane Brown și până la alte nume mari din asta, numele acesta mi-a venit acum, vând foarte mult, sunt foarte bogați, dar în același timp toată lumea a auzit numele respectiv, adică e și o celebritate foarte mare. Între cele două categorii, unde te vezi? Păi, bineînțeles că atunci când scrii ceva vrei să ai succes, bestsellerurile sunt cele care aduc succesul, în niciun caz bani, adică în România nu prea putem vorbi despre bani din scris, din păcate. Dar, bine, ideal ar fi să se poată îmbina și să fie și literatură de bineînțeles, așa de interes, bineînțeles. Dar publicul larg parcurge greu literatura care e scrisă doar de dragul literaturii, adică trebuie să fii puțin, apropo de ce vorbeam mai devreme de realismul unei cărți, e nevoie de acest lucru. Acum, pentru că ești din sistemul de învățământ, ai fost, te-a ajutat cu ceva școala în toți acești ani pe partea aceasta de viitor, scriitor? Da, nu pot să spun că am trecut degeaba prin școală și că nu am rămas cu nimic pe plan de cunoștințe, dar cât și experiențele, de exemplu, trăite alături de colegi, de colectivitate, de persoane de vârsta mea, bineînțeles că mă pot inspira din... Rămăsesem și vrea mai pe sfârșitul emisiunii, dar o să pun acum această întrebare. Ai la un moment dat aici în prezentare o chestie că îți place viața de noapte. Îți plac pisicile și orice ține de viața de noapte. Ce știi tu din viața de noapte a Bucureștiului, de exemplu? Viața de noapte. Facem abstracție că mama ta și cu ocazia asta spune și cine este. Am lăsat în suspans telespectatorii pe Facebook. Ce ar fi? Cum ai face tu prezentarea mamei tale? Chiar mi-a venit o idee. Mama mea, Relisanda, interpretă de muzică populară, colaboratoare a ansamblului Doina Gorjului. Deci, dânsa este în regie și urmărește această emisiune. Spuneam telespectatorilor pe Facebook că o să spunem la emisiune cine este mama Cristinei Boncea. Dar, deci poți să ne spui, facem abstracție că te aude și dânsa, ce știi tu despre viața de noapte? Păi, cum spuneam, mi-a plăcut mereu să observ, mai degrabă să fac, așa că am observat cu ochii unui scriitor, plimbându-mă, de exemplu, prin centru vechi,
Bănuiesc că înainte de a fi închis de pompieri. A, bineînțeles, da, nici n-am mai pus piciorul după acel nefericit eveniment. E foarte simplu să observi viața de noaptea Bucureștiului, doar făcând o simplă plimbare, se vede cu ce se ocupă oamenii. Ai colegi care trăiesc tumultos, așa? Da, da, am și colegi care au planuri de viitor, am și colegi care își dedică toată viața cluburilor, petrecerilor și așa mai departe. Interesant. De fapt, așa e cam viața reală. Bine, noi am plecat discuția noastră de la un subiect literar, de la literatură. Însă realitatea este de multe ori chiar mai dură decât într-un roman. Privind din această perspectivă sau discutând cu colegi de generație, cum văd ei aceste lucruri? De exemplu, am amintit de acum mai de drama de la Colectiv. Cum au privit ei această situație? Că poate unii dintre voi putea să fiți acolo. Da. Păi, bineînțeles, cred că toată lumea și-a spus că bine că n-am fost eu acolo, dar nu, la mine la școală cel puțin s-au pornit discuții destul de aprinse legătură cu ce s-a întâmplat, cine e vinovat, ce... Nu știu. Și care a fost concluzia? Mai merg în cluburi? Mai merg asta sau nu? Legat de asta, nu. Mie cel puțin mi-a fost foarte frică și de atunci n-am mai făcut nimic de genul ăsta, dar alții văd că nu i-a afectat chiar așa de tare. Probabil i-a afectat pe moment și apoi și-a zis că e ok. Dar nu știu, eu încă sunt afectată. Să înțelegem că această afectare o să o regăsim într-o formă literară până la urmă? Păi, oricum nu o să pot să scriu toată cariera mea doar despre cluburi și adolescenți, adică o să se vadă o schimbare, bineînțeles, și în cărțile pe care le scriu. Apropo de ce faci tu, apropo de chestia de prezentare acea video a unor cărți, în general, câte cărți poți, să zicem, într-un orizont, câte cărți citești tu de acest gen într-o lună, într-un an? Anul trecut am citit 50 de cărți. Pe care le-ai făcut prezentările? Da. Și în afară de bibliografia obligatorie pentru școală, asta e cu totul altceva. Păi, 50 de cărți, nu știu, nu mi se pare un număr foarte mic. Păi nu e mic deloc, de asta zic. De asta spun că ești 50 fără... Eu oricum nu pun la calcul, adică bibliografia obligatorie, adică le citesc doar dacă îmi plac. Adică, și dacă trebuie? Adică niște scrieri... Până la urmă, nu toate cărțile pe care le-am citit îmi plac, doar că atunci reformulez, le citesc doar dacă vreau și am vrut să le citesc și am citit câteva dintre ele. Deci da, intră și ele în calculul ăsta de 50. Am înțeles, pentru că fiind filologie, automat, vrând nevrând, vă izbiți de mari, da, de mari scriitori, chiar dacă cărțile lor sunt din cu totul, adică spuneau ceva unor... poate unor alte generații, dar trăirile unor personaje, da, sunt cumva la fel, da, chiar în diverse epoci. Nu avem foarte mult din această emisiune și pentru că vroiam să discutăm despre școala gorjeană, ce amintiri? Ce amintiri am eu de aici? Ce amintiri ai tu din primii ani de școală de aici, de la Gorj? Păi, eu am făcut clasele 1-8 la Tudor, am amintiri cu colegii, mă rog, din excursii sau chestii haioase din timpul orelor. Nu știu, nu pot să spun că am ceva extra. Am amintiri ca oricare alt elev. Există o anumită nostalgie față de ce a fost aici în primii ani de școală sau practic toate se concentrează pe ce vrei să faci? Și... Tocmai că eu în general nu mă gândesc la trecut, ci doar la ce vreau să fac mai departe. Nu știu, poate când o să am nepoți și o să stau să le povestesc, atunci o să resimt ceva. Câte strânse mai sunt legăturile tale cu Gorjul? Păi păstrez legătura cu foștii mei colegi, cu alți oameni pe care știam de aici. Vin aici în toate vacanțele școlare. Cam atât de strânse. Apropo de legătura cu părinții și spuneam că, apropo de doamna Relisanda, de mama ta, care e relația cu
cu mama, mai ales că și dânsa excelează într-un anumit domeniu, deci este cunoscută. Tu ești cunoscută pe partea de literatură, dânsa e pe partea de folclor. Păi, chiar dacă sunt domenii diferite, consider că poate să-mi dea sfaturi și să mă ajute pe ce vreau eu să fac. Ea oricum m-a susținut întotdeauna, ne înțelegem foarte bine. E important acest lucru. Vorbeam de legăturile cu Gorjul. Ai locuri în Gorj și nu mă refer la casă sau ceva de genul ăsta. Ai locuri speciale în Gorj în care îți place să revii? Oricum, Târgu Jiu este un oraș pe care nu pot să-l uit. Adică am copilărit aici și așa mai departe. Îmi place, de exemplu, Insulița. Mi se pare un loc special. Da, refăcut, adaptat în ultimii ani. Da, așa. Da. Bine, probabil tu ai fost generația care a prins acele schimbări. Da, da. Și de aici o situație mai specială. Apropo de călătoria pe care ai făcut-o în domeniul literar cu acest roman, spune editorul, vorbește de umorul sumbru al tău. Cinstit, parcurgând această carte, mi s-a părut mai degrabă o puțină ironie decât, decât un umor sumbru în adevărat sens al cuvântului. Tu cum vezi lucrurile? Păi, mi s-a spus că eu practic am inventat un nou tip de narator, pentru că uneori mai și apostrofez personajele și așa. Cred că ironia mai mult la asta se referă, la comentariile mele făcute asupra gesturilor. Interesant. Și o atentă cerebrare a individualității extreme. Da, pentru că tocmai aceste două gemene despre care vă spuneam, care ar suferi de o boală mentală, ele într-un fel se văd diferite de ceilalți copii din generația lor și așa sunt într-un fel obligate să se analizeze mai bine pe ele mă ajutați? Însăși, da. Însăși. Apropo de acest lucru, e interesant să scrii despre două gemene, mai ales că tu nu mai ai frază. Eu nu mai am frază. Deci, practic, e singură. Cum ai reușit acest lucru, să vezi această psihologie? Ai urmărit, să zicem... Păi, nu, chiar am avut un vis înainte de a scrie cartea și în vis mi-au apărut aceste două fete gemene cu ochii verzi stând în cadrul unei uși. Adică asta m-a ajutat oarecum să scriu cartea, am pornit de la asta. Tocmai asta vreau să discutăm pe final de emisiune. Cum scrii? Pentru că sunt, în continuare spun, există scriitori care scriu greu, migălesc textul foarte mult, alții care scriu ușor, scriu la inspirație, scriu zile și nopți la rând. Cum e la tine? Păi, cartea asta am scris-o destul de repede și mie, în general, îmi place să scriu repede pentru că mi se pare că pierd ideile sau esența. Nu îmi place să revin foarte mult și să modific textul, îmi place să las așa cum vine el, în mod natural. Scriu foarte repede. Bun, se scrie, o carte se scrie repede, dar totuși e nevoie de inspirație. Deci scrii permanent sau te bazezi mult pe inspirație și sunt momente în care nu scrii nimic și momente în care... Da, bineînțeles, sunt momente, chiar perioade mai lungi de timp, în care nu scriu nimic și las ideile să mi se formeze în minte și abia apoi le strâng și le pun pe toate, pe hârtie. Și, apropo, în afară de continuarea acestui roman care este deja... cum spune, e gata să fie tipărită. Ce proiecte ai sau ce ai în cap în momentul ăsta? Ce ai vrea să scrii în perioada următoare? Păi lucrez deja la ceva, dar nu am scris foarte mult. Ceva diferit, pentru că asta e ideea, să nu scriu aceleași lucruri mereu. Plus că mai am niște chestii pe care le-am scris înainte și aș vrea să le public și pe acele, așa că nu știu, mai întâi aștept să se publice al doilea și apoi vreau să le iau treptat. Nu te-a atras ideea de a publica și într-o revistă literară? Ba da, de ce nu? Dar pentru că, în general, cei care vă remarcați la domeniul scrisului nu vin cu o carte la început, vin în general cu un articol sau ăsta într-o revistă, nu neapărat școlară, o revistă literară. La tine a fost însă deja volumul sau ai avut nu, și tu? Nu, chiar așa am făcut și eu. Am scris în revista de suspans. Am scris o scurtă poveste horror care chiar se întâmplă în Târgu Jiu. Înainte de a publica romanul. Da, și iată că după aceea a venit acest roman și vor mai veni și altele.
Acum, cu siguranță, poate că și, îmi cer scuze, n-am urmărit SMS-urile, dacă am primit și mesaje. Imediat. Da, avem 3 mesaje. Unul dintre ele spune așa: foarte interesantă invitata dumneavoastră. Cum putem găsi cartea? M-am spus, eventual, cum poate să facă rost cineva de cartea ta? Deci, contactați-mă pe mine, Cristina Boncea, pe Facebook, dacă doriți să o cumpărați direct de la mine, dacă nu se găsește pe foarte multe librării online. Din păcate, în Târgu Jiu nu se găsește în format fizic, dar... Am înțeles. Cineva te felicită și îți urează succes în tot ce ți-ai propus. Mulțumesc. Și mai e o întrebare, zice așa: Cristina, când o să te întorci printre prietenii de la Târgu Jiu? Eu sunt aici. Semnează Nuțu sau... Da, Nuțu. Eu sunt aici printre prietenii la Târgu Jiu, adică nu, n-am fugit nicăieri. Deci trebuie să o contactați ca să o găsiți, nu? Bineînțeles. Bun, acestea au fost mesajele, unul se repetă. Suntem pe ultimul minut, da? Un gând pentru cititorii de la Târgu Jiu sau cititorii în general din țară, având în vedere că pe online ne vedem peste tot? Păi, nu știu, majoritatea cititorilor vor de asemenea să devină scriitori, așa știu eu, și așa că le spun să-și urmeze visele, pentru că este foarte posibil să și le realizeze, așa cum am făcut și eu. Da, e ceva foarte optimist și mi se pare că se poate încerca. Deci tu arăți partea plină a paharului, adică ceva care se poate reuși, bineînțeles, cu multă muncă, pentru că în spatele reușitei este și multă muncă și multe privațiuni. Adică să pleci de aici, să te rupi dintre prietenii la Târgu Jiu și să ajungi acolo, mai ales la vârsta de 14 ani sau cât aveai tu atunci, mm-hmm, nu cred că a fost foarte ușor, cel puțin la început. Nu, n-a fost deloc ușor. Bun. Mulțumim pentru prezența ta la această emisiune. Poate cu volumul 2 ne întâlnim, sigur, tot într-o emisiune de Școala Gorjeană. Mulțumesc pentru atenție. A fost cu noi Cristina Boncea, tânără scriitoare de origine gorjeană, acum aflată la București. Cartea sa, o mai arăt odată, Octopusii, da, am zis bine, este deja un succes și puteți urmări acest lucru pe internet. O să auzim cu siguranță și alte lucruri despre ea pe piața literară. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!